Salutare tuturor și pam, pam, pam! Bine m-am regăsit cu prietena mea Cioară! Glumeam! Bine m-am regăsit la un nou episod cu ferma voastră preferată, ferma din Ohio. Episodul trecut am terminat și am scăpat, dar am revenit pe această fermă ca să vedem ce secrete se află, să căutăm niște secrete. Vreau să aflu de unde vine acel monstru în timpul zilei. Vreau să aflu... Bă, Cioară! Lasă-mă în pace să vorbesc, lasă-mă în pace să vorbesc. Dați like, fraților, că altfel se supără Cioara și vine după voi și nu-i de bine. Și practic scopul meu astăzi este să aflu cât mai multe chestioare și să mă joc cu jocul, dacă are sens ceea ce zic. Vreau să aflăm doar secrete, nu neapărat să terminăm jocul, ci să aflăm secrete. O să încerc să plantez și să fac bani ca să-mi cresc cât mai mare viteza, să pot să fug cât mai departe și cât mai rapid când am probleme. V-a plăcut foarte mult seria cu acest joculeț și mă bucur foarte mult. Să știți că stau și caut alte joculețe în genul ăsta, creepy, horror, dar frumoase și drăguțe. Și dacă mai găsesc, fiți sigur că mai facem serie pe canal. Nici nu știu cum am găsit jocul ăsta, efectiv mă plimbam pe internet și am dat de el. Sunt o grămadă de joculețe drăguțe de genul horror, doar că sunt așa ascunse în ghilimele și este greu să dai de ele. Dar, repet, cam zi de zi caut pe diferite site-uri și când găsesc una, vă asigur că jucăm. Jocul ăsta e chiar foarte mișto și foarte distractiv și mi-a plăcut foarte mult toată ideea jocului. Ok, bun, o să mă focusez să fac rost de niște bani ca să pot să-mi cumpăr picioare mai rapide, dacă are sens. Uite, așa, gata, o să fugim mai rapid. Vreau să fugim cât mai rapid și după aceea putem face anumite teste. Când vine monstrul să fim pe afară, că presupun că o să fugim de el, o să fim mai rapizi ca el. Și astfel ne putem juca cu el. Sunt foarte curios dacă monstrul poate să intre în casă sau dacă căprioara poate să intre în casă, pentru că eu de fiecare dată închideam ușa. Dar vedeți că pot să țin deschisă ușa dacă stau în ușă. Sunt curios dacă ei poate să intre în casă. Știu că domnul acela cu balonul intră în casă după noi dacă nu-i dăm balonul a doua zi. Pentru că devine foarte mânios, se supără foarte tare, habar n-am de ce. Cred că e un copil mic în interior ce se supără că i-am furat balonul sau că nu-i dăm, habar n-am și vine după noi. Da, drăguț joculeț, hopa, vine primul monstru. Haideți să încercăm o schemă chiar acum. Rapid o să ud astea de aici, așa. Și vreau să văd de unde vine monstrul. Parcă el vine undeva din dreapta. Nu sunt sigur, urmează să aflu. Ia să vedem. Monstrule? Monstru? Wow, 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 wow! Ok, vine din stânga. Am aflat, vine din stânga, nu din dreapta. Nu e nicio problemă, mai încercăm o dată. Până la urmă, despre asta e vorba astăzi. Să găsim cât mai multe secrete. Mama, hai să ne facem aici ferma minunată. Wow, de ce văd așa? Bă, de ce am văzut așa? Îmi place foarte mult că e un joc unde mă pot relaxa. Parțial, mai puțin seara. Seara e nasol. Seara este imposibil să te relaxezi pentru că e beznă. Mai ales dacă ai și căprioara pe zonă. Atunci ai groaznic rău de tort, tort cu căprioare. Ce n-ai b-am zis? Ok, deci monstrul vine undeva din stânga, nu dreapta. Bine de știut. Ar trebui să mă joc cu monstrul după ce o să am picioarele mai rapide, să zic așa. După ce o să fug mai rapid. Pentru că dacă nu fug rapid, nu prea pot scăpa de el și ați văzut și voi, mă omoară. Mi-a mai zis un abonat în comentarii. Ce se întâmplă oare dacă plec seara? Știți că la final plecăm cu barca, dacă ați văzut episodul 3. Ce se întâmplă oare dacă plecăm seara? De asemenea, vreau să văd cum pot să fac să apară monstrul de sub pat, umbra aceea. Pentru că în primul episod mi-a apărut sub pat, dar în episodul 2 și 3 nu mi-a apărut deloc sub pat. Mi-a apărut doar aici la fântână și l-am văzut fugind, ceea ce e foarte ciudat. Cred că e o chestie foarte rară. În casă presupun că apare dacă stăm mult în casă. Nu știu, repet, o să încercăm toate chestiile în episodul de astăzi, așa că relaxați-vă, nu știu ce faceți acum, probabil stați în pat sau probabil mâncați, poftă bună dacă mănânci, sau poate stai pe WC-ul. Te uiți la mine între timp ce te caci. Căcare plăcută. Poate te uiți la mine de pe televizor. Salut. Genial, bă. Într-un episod ziceam că... ziceam să-mi scrieți de unde vă uitați și îmi scria lumea pe acolo că se uită când e pe WC-ul. Tare! Tare! Oh, what? O rupt! Ok, ați văzut cum o rupt. Cioara! Oh, nu! 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 Nu!
Mă, ce? Ok. Ok, jocul ăsta își bate joc de mine. Dar cred că am aflat ceva nou. Monstrul vine din mai multe direcții. Ați observat că de data asta a venit de jos? Ciudat. Bă, stau și mă gândesc că suntem la o fermă. Ce fain ar fi fost să am un tractor, bă. Că cam fiecare monstru ești nebun, cu tractorul treceam peste ei. Ha, genial. Cred că imediat trebuie să vină monstru și am să mă duc din prima în casă pentru că nu mai vreau să mor. Și vreau să facem puțin mișto de monstru. O să vedeți imediat despre ce este vorba. Hopa, monstrul și vine. No, fiți atenți ce vreau să fac. Când vine el la ușă și bate, el pleacă. După ce pleacă, eu ies afară și vreau să văd ce face. Vine după mine sau nu vine? Haideți să vedem. Ok, ia, hai înapoi. Wow, 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 wow. Wow, wow, monstrule, sunt aici. Face mișto de monstru, ești nebun? Wow, wow, wow. Ok. Oh, 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 oh. Bă, ne batem joc de monstru. Unde e monstrul? A plecat, s-a supărat că am făcut mișto de el. Așa ai trebuie. Așa trebuie, dacă ai venit să mă omori, ai văzut? Ok, vedem acolo fără căprioare semnul acela. Sunt curios dacă pot să mai observ ceva prin pădure. Odată știu că am văzut monstrul aici prin pădure, ceea ce a fost destul de interesant. Dar asta s-a întâmplat odată. Do not feed the deer, nu da de mâncare la căprioară. Am aflat eu în episodul 1 sau în episodul 2, în episodul 2 am aflat parcă cât de nasoală este căprioara. Ok, haideți să udăm plantele mai departe și mă simt bine. Mă simt bine pentru că am făcut mișto de monstru. L-am tot chemat la casă și am închis ușa, i-am zis la revedere, nu primim colindători. Ok, ni se fac plantele, avem niște bănuți, ceea ce e foarte de bine. Hai să le udăm, așa. Și o să mă duc să-mi cumpăr viteză. Viteză cât mai mare, asta mă interesează. Aș putea să deschid și cealaltă fermă chiar, să facem un picuț mai rapid banii. Haideți să încercăm. Și ziua 2, dacă ajungem acolo, presupun că ajungem, sper, vreau să facem mișto de căprioară. Vreau să o tot transformăm, să o urmărim și, nu știu, vedem cum funcționează. Încerc să-mi storc creierul ce am mai putea încerca în joculeț. Am zis, vreau să văd ce se întâmplă cu monstrul acela care iese de sub pat. Sunt curios cum îl fac să apară. O să mergem în casă și o să stăm un picuț mai mult să vedem dacă se spawnează. Dar facem asta după ce vine iarăși monstrul ăsta de afară. Că dacă vine și monstrul de afară și umbraia în casă deodată, e nasol. Pentru că nu ne putem ascunde de niciunul și murim. Bă, eu mi-am luat cealaltă fermă și încă n-am deschis-o. Bă, dar eu stont cu capul? Cum n-am reușit să uit? Hai să mă grăbesc să iau de aici chestiile astea și să le ud. Așa, avem apă destulă. Dacă nu avem apă destulă, mergem mai culegem apă. Sunt singurul om de pe planetă care culege apă, cred. Seara este în apropiere, fraților. O să fie o seară minunată, plină de teste. Hai să mai culegem apă. Între timp ce culegem apă, vă mai reamintesc că cine lasă like este cel mai șmecher. Iar cine nu lasă like este... Pupi. Pupi. Mamă, cum sună asta. Doamne, iartă-mă. Doamne, trezește-mă la realitate. Au! Asta o durută leacă, dar n-are nimica. Viața nu-i doar frumoasă. Viața îți mai dă și palme. Așa este. Ce să facem? Hai să ridicăm asta de aici, așa. Și iar am ceva bani. Și ar trebui să ud și cealaltă grădină. Un picuț așa. Mă întreb când mai vine monstrul. Pentru că a trecut ceva perioadă de timp. Aștept să vină monstrul acela, ca după aceea să facem testul cu casa. Să vedem umbra de sub pat. Cred că de sub pat este, așa țin eu minte. Și să vedem ce face, cum face, când apare. Oh, am zis că mi-e dor de monstru. Ei bine, uite că deja vine rapid, mai iau niște apă. Sau nici nu mai iau apă, nu mă risc. Nu mă risc că poate vine și mă prinde. Așa că fugi în casă. Fugi. Așa, ne ascundem. Ne mai batem joc de el, hai că ne mai batem. Monstrule, nu-i nimeni acasă. Opa, 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 opa. Opa, 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 monstrule. Mamă, wow, wow, wow. Ce place să fac mișto de el. Hai, monstrule, hai. Hop, 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 hop. Nu mai vine. A plecat, a plecat de tot. Oh! Uite, l-am văzut, l-am văzut, l-am văzut, l-am văzut. Yes, mă bucur. Deci asta e o chestie rară. Mă bucur că l-am văzut, super mișto. Ok, acum mai udăm o dată planta și mergem să încercăm să trezim creatura care se află sub patul nostru. Și se face și seară. Ce minunat, nu-i așa? Ei bine,
nu e așa. E nasol că e seara. Hai, udăm și astea rapid. Udăm și aici. Taci, măi, cioară, nu mai lătra. Ok? Toate bune. Și acum, haideți să stăm în casă. Din ce am citit eu în comentariile voastre, cred că are de-a face cu lumânările alea de acolo. Ci că ele se sting și dacă se sting toate, o să iasă creatura de sub pat. Urmează să vedem, dar până se sting lumânările, haideți să mai facem aici niște cumpărături. Așa. Ok, cred că am luat tot ce ar trebui. Oh, oh, s-o stins o lumânare. Ok, s-o stins o lumânare. Haideți să mai așteptăm. Oh! Auzim sunete dubioase? Ok, asta e nou, asta e nou. Nu se întâmplă nimic momentan. Aștept să se stingă următoarea lumânare. Dacă se stinge. Se stinge? Trebuie să suflu? Au! Oh! A funcționat, ești nebun? Stai mă, că îmi stă părul ridicat. Ce naiba am pățit, mă? Cine m-o tras de păr? M-o tras de păr, fantomele! Băi, beatule, fără fantome în casă. Când se stinge și ultima lumânare? Oare iarăși trebuie să suflu? Nu mai merge. Ah, nu mai merge. Oh, oh, uitați, a ieșit, a ieșit, a ieșit, a ieșit. Ok, wow, wow, este umbra mea, este umbra mea. Ok, poate să iasă afară din casă. Nu poate. Uite, 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 uite-l. Oh, este umbra mea, mă copiază în tot ceea ce fac. Mamă, ce interesant arată. Ia, pot să luminez umbra, nu pot. Haide capul meu. Ok, haideți să plecăm de acasă. Îl aud pe domnul ăsta cu muzicuța. Cred că trebuie să-i găsim rapid muzicuța și balonașul, că altfel se supără pe noi. Și foarte interesant, mă, cum este efectiv umbra noastră. Uite-l, mă, pe ăsta. Salut! Ciao! Unde te duci? Ăsta unde se duce? Dar nici nu pot să-l urmărești, mă, are viteza luminii, ești nebun? Sunt curios dacă pot să dau de umbra mea. Da, da, mă poate omorâ! Nu m-a omorât. Ok, deci dacă stai mult lângă fântână, umbra aceea apare. Interesant, dacă mă întrebați pe mine. Ok, am cules astea. Avem niște bănuți. Senzațional și splendid. Haideți să mergem înapoi. Și sunt curios dacă pot să-l fac să apară din nou. Haideți să vedem. Dar din câte văd, nu mă poate omorâ. Stăm aici, așteptăm. Am auzit ceva. Opa. Oh, e ăsta cu muzicuța. Ok. Stai că eu vreau să văd dacă mai apare ăsta din fântână. Mama sita, por favor. Ok, nu mai apare ăla din fântână. Oh, oh, uite-l, bă, pe ăsta. Uite-l. Păi, ce plânge acolo? Ia, poftim. Se duce? Se duce, în ceruri, ești de bun? Du-te, bă, că nu te caută nimeni. Hai să mai... Așa, să mai udăm pe aici. Și o să facem rost următoarea zi de bețe și tufișe sau ce sunt alea, ca să ne ducem să pescuim, să facem mai mulți bani. Și acum sunt curios dacă o plecat ăsta din casă. Da, m-a plecat, ok. O să cumpăr de ăsta, să avem mai mult ulei pentru lampă. Și cumpăr și de ăsta ca să putem crea mai multă apă. Așa. Cred că imediat ar trebui să se facă seară. Ah, oh, imediat trebuie să vină monstrul, scuză-mă. Am uitat de monstru, băi, beatule, băi. Am putea încerca dacă ne putem ascunde de monstru pe punte. Deși nu prea cred. Fugi. 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 Așa. Bun. Vine ăsta. Hai să ne batem joc de el. Salut. Monstrule. Wow, wow, wow. Bă, dar e întunecat. M-a omorât de afară și eram în casă. Mă, ce? Asta cum? Bă, are hack. Monstrul are hack, ești nebun? Păi, fraților, cam atât cu acest episod. Din câte observ eu, am găsit cam tot și am făcut cam tot în jocul acesta. Dar cam acesta a fost jocul Pumpkin Panic. Știu că v-a plăcut foarte mult și mă bucură pentru că și mie mi-a plăcut. Cu asta fiind zise, ne vedem episodul următor. Pa, pa!